Salată de sfeclă roșie, de mult nu am mai mâncat așa bunătate pentru această salată, aveți nevoie de următoarele ingrediente. Ingrediente necesare. 6 sfecle. 2 cepe. 6 căței de usturoi. 2 lingurițe coriandru. O linguriță ardei iute. 2 linguri oțet. Sare, ulei. Mod de preparare. 1. Pentru început, spălăm și curățăm sfecla, pe urmă o dăm prin răzătoarea mare. 2. O lăsăm la macerat 2, 3 ore. 3. Cu ajutorul unui cuțit, tăiem ceapa mărunt pe urmă, o prăjim într-o tigaie cu ulei încins. 4. Turnăm uleiul din tigaie în vasul cu sfecla. Adăugăm usturoiul tocat, semințele de coriandru și ardeiul gras. Amestecăm bine până la omogenizare, pe urmă lăsăm salata la frigider câteva ore. Să o cu poftă. Poftă bună! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, susțineți apreciind și distribuiți canalul cu prietenii voștri. Nu uitați că Sfecla are o mulțime de beneficii pentru organism pe care vă invit să le acumulați din belșug din fructe și legume, de preferat din surse naturale sigure. Faceți mișcare zilnic minimum 30 de minute, spălați-vă temeinic pe mâini, oameni buni, nu e de glumit cu acest aspect. Se pot capta viruși care pot duce la boli mortale dacă nu se respectă igiena, cu predilecție cea a mâinilor.